Era sângerie toată deasupra orizontului. Apoi a început să urce. Tot mai ușoară, din ce în ce mai iute. Cu cât urca mai mult, cu atât devenea mai clară. Ajunsese ca un lac cu apă lăptoasă în mijlocul acelei nopți pline de foșne de stele. Atunci a venit. Caldă, blândă, ușoară și goală. A trecut pragul și cu lentoarea ei sigură s-a strecurat lângă mine și m-a copleșit cu zâmbetele și cu strălucirea ei. Nu este mai imoral să-i furi direct pe cetățeni decât să strecori taxe indirecte în prețul mărfurilor de care ei nu se pot lipsi. A guverna înseamnă a fura, dar e vorba de cum o faci. Eu voi fura pe față. Dacă mințim, o facem adeseori fără să ne dăm seama. Iar pentru asta pledez nevinovat. Nu pleda. Minciunea nu e niciodată nevinovată. Iar a voastră acordă prea mare importanță ființelor și lucrurilor. Și asta nu vă pot ierta. Și când crezi că eu am luat hotărârea să te otrăvesc, tu faci tot ce poți ca să te opui voinței mele. Așadar, două crime plus o alternativă din care nu vei putea ieși. Ori eu nu vreau să te omor și tu mă suspectezi pe nedrept, pe mine, pe împăratul tău. Ori eu vreau cu adevărat acest lucru, iar tu, gânganie, te opui planurilor mele. Ei, Mireia, ce zici de logica mea? E foarte riguroasă, Caius. Dar nu se potrivește. Și a treia crimă mă iei drept un imbecil. Ascultă, Mireia, din aceste trei crime, doar una te onorează, cea de-a doua. Îmi atribui mie o decizie și vrei să o contracarezi. Te revolți. Te opui, deci. Da? Ești un revoluționar, asta e bine. Mireia, te iubesc foarte mult. De aceea te voi condamna doar pentru cea de-a doua crimă. Fiindcă te-ai revoltat, vei muri ca un bărbat. Nu mulțumi, e foarte firesc. Care hai este? Bea o travă asta. Bea. Haide, Mireia. Bea, Mireia. Nu, Caius. Mireia, bea. Haide. Bea. Bea. Înseamnă că sunt două feluri de fericire. Iar eu am ales-o pe cea ucigașilor. Asta e fericire. Aceasta e libertate înspăimântătoare. Poți fi sigură de asta, ce Sonia. Fără de ea, aș fi fost un om mulțumit. Datorită ei, puterea nemicitoare. Caius. Față de care cea a creatorului este simplu mai muțăreală. Asta înseamnă să fii fericit. Caius. Nu, fără tandrețe, trebuie să-i sprăvim. Căci timpul presează. Timpul presează, ce Sonia. Și tu
Și tu erai vinovat. Dar a ucide nu e soluția. Caligula, și tu. Și tu ești vinovat. Mai mult sau mai puțin, ce mai contează, nu-i așa? Cine ar îndrăzni să mă condamne în lumea asta fără judecători, în care nimeni nu e nevinovat? Frică de mistuirea totală. De ce nu sunt în locul lor? E frică, ce dezgustător. După ce ai disprețuit pe ceilalți, să-ți simți sufletul bântuit de aceeași pașitate.